Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit. Iată-ne din nou împreună la Câte lună și în stele, vorbind Câte lună și în stele despre iubire și despre iertare. Și nu altfel decât ce ne privește pe noi. Iartă-te, iubește-te, este titlul emisiunii de astăzi. Un subiect pe cât de delicat, pe atât de interesant. Pentru că dacă vă uitați puțin în jurul vostru, o să vedeți că nu prea știm să ne iubim sau nu prea știm să ne iertăm ca apoi să ne iubim. Despre asta vom vorbi în această seară, iar invitatea mea din seara asta chiar specială este o doamnă dragă mie care a mai fost la televiziunea Arad în acest platou, dar a vorbit despre altceva atunci. Îi urez așadar încă o dată bine ai venit, Irina Gherghilescu. Irina, îți mulțumesc pentru prezență. Bine te-am regăsit, mă bucur să fiu astăzi aici alături de voi. Ideea acestei teme vine exact de la un seminar pe care Irina îl desfășoară în Arad și nu numai. Și exact așa se și numește. Iartă-te, iubește-te. Irina, hai să vedem cum e cu prima dată să ne iertăm noi pe noi, ca după aia să învățăm să ne iubim. Gândindu-mă la emisiunea, mi-am adus aminte de ce spunea Iisus. Da? Spunea să iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și după câte văd eu, cam în jurul nostru, lumea nu prea știe să se iubească, pentru că nu-și manifestă iubirea față de celălalt. Sau așa crede că își manifestă iubirea față de celălalt, dar de fapt este o iubire posesivă, o iubire, hai să nu spun din interes, o să-i spun doar o iubire posesivă. O să fac o paralelă. Dacă, de exemplu, eu doresc, vreau acum să-ți dăruiesc ție un măr și nu-l am, pot să-ți dăruiesc codruța? Nu pot. De ce? Pentru că nu-l am. Până nu fac rost de un măr de undeva, deci până nu mă iubesc pe mine, abia atunci pot să-ți dăruiesc ție acel măr, acea iubire. Am realizat de-a lungul timpului, viața mi-a demonstrat, mie și la ce observ în jur, la oamenii din jur, că toate provocările vieții, toate problemele pe care le avem, apar din lipsa iertării de sine și a iubirii de sine. Și tot ce putem face este să lucrăm cu noi. Pentru că, de exemplu, Ho'oponopono, care este o artă hawaiană, spune că nu existi decât tu și gândurile tale și că tot ceea ce este în afara ta sunt, de fapt, programele, amintirile care rulează în subconștientul tău. Și atunci, ce avem noi de făcut în viața asta este să ne observăm gânduri, sentimente, emoții, mimică, gestică, să ne observăm pe noi și automat începem să observăm și mediul extern, dar focusul să fie, atenția să fie pe latura ta internă, pe tine. Și în momentul acela, lucrurile încep să te descoperi, să te cunoști. Încep să descoperi că ești, trăim într-o lume duală totuși, că ești și parte de umbră și parte de lumină. Și atunci, pas cu pas, accepți. Primul lucru pe care trebuie să-l facem sau ar fi indicat să-l facem este să acceptăm că suntem și parte de umbră și parte de lumină. Pentru că Lis Bourbeau spunea un lucru extraordinar și anume, nu poți să fii ceea ce vrei să fii până când nu accepti ceea ce nu vrei să fii. Deci, practic, întâi îți îmbrățișezi partea de întuneric, începi să o ierți, să o accepti și să o iubești și abia pe urmă se produce și intervine, de fapt, iubirea de sine. Acceptare, iertare și iubire de sine. Louise Hay, o doamnă care a și scris o carte foarte interesantă. Cum să-ți vindești viața? Da. Să descrie foarte, foarte frumos iubirea pe care trebuie să o avem față de noi înșine. Și spune așa, și citez acum din vorbele ei. Am descoperit că există un singur lucru care vindecă orice problemă și acela este iubește-te pe tine însuți. Când oamenii încep să se iubească pe ei înșiși mai mult în fiecare zi, viețile lor se schimbă în mai bine, într-un mod uimitor. Se simt mai bine. Obțin joburile pe care și le doreau, au banii de care au nevoie, relațiile lor se îmbunătățesc, iar cele negative se dizolvă și altele noi încep. Și ea mai spunea așa, a te,
A te iubi pe tine însuți e o aventură minunată. E ca și cum ai învățat să zbori. Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult această corelare între zbor și a te iubi pe tine însuți. Dar să revenim la ce spuneai tu, referitor la să ne acceptăm partea de întuneric. Nu prea reușim să ne acceptăm. Mai repede de acolo, observând care, ce e acolo în partea noastră de întuneric, ajungem să ne vinovățim, să ne victimizăm. Să spunem, vai, uite câte rebuturi am eu acolo, ia uite cum sunt eu. Ideea... Ar trebui să depășim chestia asta, adică să ne acceptăm și partea de întuneric, cum spuneai tu, și acceptăm că avem și noi punctele noastre slabe, dar să le acceptăm. Corect. Prima dată, acceptare. El există în noi. Oamenii, noi în general, suntem pe pilot automat. De ce? Pentru că venim din copilărie cu vechea educație, cu hărți mentale ale părinților. Apropo, în curs chiar spun, vedeți că aveți în capul vostru, în mintea voastră, mai multe voci. Atenție ce voce ascultați. Pentru că, de exemplu, mie mi s-a spus până la o vârstă destul de înaintată, 20 și ceva de ani, mama mea îmi spunea că nu vezi că nu ești în stare. Și într-o zi, călcând o cămașă, m-am trezit că îi spun partenerului de viață atunci, nu știu ce trebuia să facă, îl rugasem să facă, era pe picior de plecare și mi-a venit să-i spun, dar chiar nu ești în stare? 2 minute durează. Și în momentul în care am avut, așa, a fost ca un click în mintea mea și mi-am dat seama, wow, nu sunt eu cea care vrea să spună lucrul ăsta, e vocea mamei mele. Și din momentul acela am schimbat lucrurile legat de a mai riposta sau a mai cere ceva, a revendica anumite lucruri de la ceilalți. No. Și revenind la ce spuneam legat de iubirea de acceptare, trebuie să acceptăm și să facem alegerile corecte pentru noi, adică să alegem vocea care ne spune cât suntem de minunați, cât suntem de frumoși, cât suntem de extraordinari, pentru că cu toții suntem așa. Iar partea aceea de umbră, a accepta partea de umbră înseamnă în primul rând a o ierta. Și aici e un proces destul de profund, pentru că oamenii, mulți dintre noi nu suntem dispuși să facem asta. Preferăm să ne victimizăm în continuare și să spunem el este de vină. Apropo, toți oamenii care apar în viața noastră sunt de fapt oglinzile noastre. Și dacă nu ne place ceva în celălalt, înseamnă că nu acceptăm acel lucru în noi. Dacă, de exemplu, considerăm o persoană ca fiind invidioasă, a apărut în viața noastră și manifestă invidie față de noi, e clar că noi suntem persoane invidioase, avem invidia. Acea ne reflectă, practic, partea de întuneric. Atunci când îți place o persoană, ea îți reflectă partea de lumină. Când nu-ți place ceva la o persoană, îți reflectă partea de umbră. Ei, partea aia e necesar să o îmbrățișăm, să o acceptăm, să o iertăm și să o iubim. În momentul ăla te iubești complet. Da, hai să facem și o delimitare. Unii oameni care se uită acum, de exemplu, la noi, vor spune, da, iubește-te pe tine însuți, serios. Asta înseamnă să fii egoist. Se confundă de multe ori acest lucru și aș vrea să-l delimităm puțin. Să definim egoismul, așa cum se manifestă în starea cea mai pură, și iubirea de sine. E o mare diferență, de fapt, dar se confundă. Acest doi termeni se confundă. O să încep, e ca și diferența dintre vinovăție și responsabilitate. Același lucru cu egoismul și iubirea de sine. Iubirea de sine este atunci când, în primul rând, te cunoști foarte bine. Știi, îți cunoști părțile de lumină și de întuneric, le-ai acceptat și le-ai iertat, da? Asta înseamnă iubire de sine. Iubirea de sine, în momentul în care te iubești pe tine, dăruiești mai mult celorlalți, pentru că dăruiești din prea plinul tău. Ai, cum spuneam la început, mai multe mere, da? Nu ai un singur măr, ai un coș plin, un sac, un ce vrei tu, o mașină întreagă, un camion de mere, da? Și poți să dăruiești și mai mult, și mai mult. Și atunci, da, normal că începi să ajuți pe cei din jur, să te implici în societate, să faci acte caritabile, să faci lucruri și pentru ceilalți. Asta pentru că tu te iubești pe tine însuți. Când ești egoist, totul se limitează la tine. Ceilalți, ca și atunci când ceilalți nici nu există. Ești doar tu pe lume și ție ți se cuvine totul, revendici drepturi, proprietăți, oamenii devin proprietăți, lucrurile devin proprietăți, totul devine o proprietate, sunt ale mele. Cam asta este diferența între egoism, a fi egoist și a te iubi pe tine însuți. Când te iubești pe tine,
vezi lumina din oameni, vezi bucuria, tot ce e frumos în tine se reflectă în ceilalți și vezi în toți ceilalți, indiferent că e, nu știu, violator în serie sau scriitorul celebru, da? Omul de geniu. Toți sunt lumină și efectiv vezi lucrurile astea în ei. Când ești egoist, ai impresia că toți vor să te fure, că toți vor să te înșele, că vor să-ți ia ce este al tău, știi? Și ești acolo, în perimetrul tău. Nimeni nu trebuie să atingă ceea ce ai. Aș vrea să revin puțin la ce spuneai tu înainte, de faptul că oamenii din jurul nostru sunt, de fapt, oglinzile noastre. Bun. Întâlnim persoane cu care nu rezonăm, care nu ne plac. Uh-huh. Și încercăm să descoperim ce nu ne place la ei ca să ne dăm seama care e problema la noi. Încercăm să deosebim ce nu ne place la ei ca să ne dăm seama ce nu ne place la noi. Nu care e problema la noi, ce nu ne place și nu acceptăm la noi. Uh-huh. Da. Și în momentul în care învățăm să acceptăm ceea ce nu ne place la noi, uh-huh, și clar vedem și la cel de din fața noastră sau de lângă noi, omul ăla va dispărea din viața noastră sau va rămâne acolo și noi îl vom percepe altfel sau relația dintre noi va fi alta. Se întâmplă chestia aia cu bagheta, așa zis, magică, acea minune în care omul își schimbă atitudinea peste noapte și te întreb ce l-a lovit pe ăsta sau ce a pățit acest om, își schimbă atitudinea și nu vor mai apărea în viața ta sau pur și simplu pleci tu din mediul respectiv, lucrurile se așează în așa fel încât fie nu vă mai întâlniți, fie acea persoană își schimbă atitudinea față de tine. Într-un mod în care ți-ai fi dorit să se comporte de la bun început. Ai, da? Atitudinea pe care ți-ai fi dorit-o de la bun început. Mai există și varianta în care și nu mai apar astfel de oameni, astfel de oglinzi în viața ta. De ce? Pentru că atunci când îți accepți ambele părți, și cea de umbră și cea de întuneric, și te cunoști foarte bine pe tine, partea de umbră nu se mai manifestă în exterior. De ce? Pentru că alegi conștient, în mod conștient, să nu mai manifesti. Noi rănim, cred că ți s-a întâmplat și ție și mie și tuturor oamenilor de pe planetă, să rănim inconștient. Până la un moment dat în viața noastră când ne-am trezit și am realizat că putem să facem și lucrurile în mod conștient. Ei, cei care fac lucrul ăsta în mod inconștient, când ești, de fapt, când te accepți și te ierți și te iubești, practic pot să-ți fac rău, dar în mod conștient. Și să nu mă simt vinovată și să dureze 5 minute, să fiu rea cu tine și să-mi asum responsabilitatea că tu poți să nu mai fii prietena mea sau să întrerupem relația de business dintre noi, dar lucrul ăsta, deci eu nu mă mai simt vinovată, pot să aleg să fac asta, dar ghiși ce? Când te accepți, te ierți și te iubești complet, nu mai simți să faci alegerea asta conștientă de a fi rea și cu atât mai puțin nu mai poți răni în mod inconștient. Foarte interesant. Și cred că la fel îi se pare și celor care ne urmăresc. Dar la mine așa care cred eu că este întrebarea care și-o pun telespectatorii noștri acum? Bun, dar pentru ce să mă iert? Adică, cum adică să mă iert? O, Doamne! Am fost la un curs de-a lui Lise Bourbon în 2014, un curs care mi-a schimbat viața și exista acolo un proces de iertare. Lise spunea ceva de genul că așa cum eu mă manifest față de ceilalți, ceilalți se manifestă față de mine, la fel mă manifest eu față de mine, toate în egală măsură. Ce vrea să spun asta într-un alt limbaj, într-un alt mod de a mă exprima, este practic că nu există decât eu și gândurile mele. Și singura persoană, ființă din universul ăsta pe care o pot ierta, sunt eu. Felul cum ne văd ceilalți reflectă, de fapt, felul cum suntem? Exact. Am spus asta la început. Cum ne văd ceilalți, ne vedem noi, de fapt. Și exteriorul reflectă întotdeauna interiorul nostru. Fie că ne place sau nu. Dacă ție în clipa asta îți place ceva la mine, acel ceva care îți place este în tine. Dacă în clipa asta detești ceva la mine sau urăști ceva la mine sau nu-ți place ceva la mine, ghiși ce? Acel ceva este în tine. Fie că îți place sau nu, fie că accepti sau nu, fie că realizezi, ești conștientă de lucrul ăsta sau nu. Cred că îi punem serios pe gânduri pe, pe ai noștri urmăritori din această seară și nu numai. Vreau să mai vorbim puțin. Am găsit pe internet, căutând, documentându-mă, de fapt, despre emisiune, de fapt, documentându-mă.
iartă-mă, iartă-te, iubește-te, era un subiect, pare simplu. Am lămurit-o cum e cu iertatul, dar celălalt gând care vine unui om care ne urmărește și nu numai, bine, dar eu mă iubesc pe mine, cum, Doamne, iartă-mă să nu mă iubesc? Adică, de ce trebuie să învăț să mă iubesc? Când eu, de fapt, nu învățăm. E impropriu spus a învăța. Eu consider și îți spun de multe ori asta și prin cursuri și prin articolele mele, avem în noi toate întrebările și toate răspunsurile de care avem nevoie pentru a fi bine în fiecare zi. Ce ar fi bine să facem este să alegem să fim bine cu noi în fiecare zi. Ori alegerea asta înseamnă să fii conștient, să te cunoști pe tine însuți, cu bunele și cu relele, pentru că trăim într-o lume duală, da? Cu lumina și întunericul din tine. În momentul în care te cunoști foarte bine și ar fi bine să devii și cel mai bun observator al tău, propriul tău observator, pentru a ajunge să te cunoști pe tine pentru o perioadă de timp, după care lucrurile intră automat, se fac automat. Nu știu ce am vrut să spun. Era ideea cu, cred că, cu iubirea de sine. Da, probabil. Da, nu, mă gândesc că lumea se întreabă de ce trebuie să mă iubesc când eu, de fapt, mă iubesc. N-am cum să nu mă iubesc. Adică, da, mă uit la mine și am grijă de mine și poate că și grija asta să arăt bine, să mănânc, nu știu ce, care mi se pare mie ok. Tot un fel de iubire de sine este. Și atunci, probabil că nu toată lumea înțelege cum adică să mă iubesc pe mine. Pentru că o fac. Am înțeles ce spui acum. Ideea este că da, avea grijă de tine, de sănătatea ta, de trupul tău, de mintea ta, de sufletul tău, înseamnă iubire de sine. Da. Dacă asta era întrebarea. Dacă asta înseamnă iubire de sine, da. Înseamnă iubire de sine. Pentru că dacă tu ai grijă de tine, poți avea grijă și de ceilalți. Dacă tu te îmbolnăvești, mai poți avea grijă de familia ta, că tu ești la pat? Nu. Corect. Luiz Hai are 12 sfaturi referitoare la cum a trebuit să învățăm să ne iubim pe noi. Și spune, încetează să te mai critici, dar am vorbit despre asta. Bine, suntem tentați tot timpul să ne criticăm. Repet, nu sunt vocile. Dar vai, cum am comportat, dar vai, cum l-am lăsat pe ăla să mă calce pe bătături. Și tot felul de critici care ne aducem nouă în momentul în care ceva nu este confortabil pentru noi. Nu sunt vocile noastre, pot fi și de cele mai multe ori sunt vocile celorlalți. A învățătorului care te-a scos în fața clasei, în clasa a patra și te-a făcut de râs în fața colegilor tăi. A mamei sau a tatălui care îți spunea când era mic, nu vezi că nu ești în stare, vezi că nu poți, vezi că așa mai departe, da? Sunt vocile celor din mediu. De cele mai multe ori când ne criticăm, nu sunt vocile noastre. Un alt sfat era iartă-te și ea spune acolo că ar trebui să lăsăm trecutul să fie trecut. Foarte mulți dintre noi nu reușesc să treacă peste niște lucruri care s-au întâmplat în trecut și care încă lasă urme și care... Traume, răni, da. Așa este. Și atunci, unii nu se pot rupe. Parcă se alimentează cu durerea și suferința încercată mai de mult și nu reușesc să treacă mai departe. Știi cât e de simplu să treci? Oamenii nu acceptă cât de simple sunt lucrurile. Mintea noastră nu acceptă cât de simple sunt lucrurile. Și totul în viața asta ține de alegere, alegere conștientă. Aleg să rămân acolo, că am fost chingiuit, bătut, maltratat, abuzat când eram mic, sau aleg acum, la 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, să mă bucur de viață și să las trecutul acolo unde este locul. Atât de simplu, e doar un click, un cuvânt, alegere, aleg să. Mi s-a întâmplat un lucru interesant ieri la Timișoara, am avut workshop-ul și aveam rezervată o sală. La ora 3:30 eu trebuia să fiu la sală. Nu se găsea cheia sălii respective. Ce puteam să fac? Să anulez evenimentul, să mă enervez, să bombăn. 11.000 de posibilități. Ce am ales a fost să fiu calmă, să-mi fac cleaning-ul în continuare, să dau niște telefoane, să întreb dacă se poate rezolva cu sala și ghiși ce? Am primit o sală de 100 de ori mai frumoasă, m-am simțit extraordinar acolo. De ce? Pentru că întotdeauna când alegi conștient, lucrurile se așează în așa fel în viața ta, vin oportunități, oameni, situații, încât să-ți fie bine ție și celor din mediul respectiv. Pentru că dacă tu ești bine cu tine, ești bine și cu ceilalți și ceilalți sunt bine la rândul lor.
Și asta este o lecție care trebuie învățată oarecum, să fii bine cu tine. E destul de greu. Ține de exercițiu. Ține de exercițiu, corect. Tot în viață ține de exercițiu. De câte ori ne-am legat la șireturi până am învățat să ne legăm la șireturi? De câte ori am căzut până am învățat să mergem în picioare? Răspunsul este de câte ori a fost nevoie. Așa e cu orice în viață. Louise Hay mai spune că ar fi bine să fim blânzi cu noi. Fii blând cu tine și răbdător cu tine. O, da. Da, e o calitate, blândețea și răbdarea, ți acorda ție, grija, atenția, iubirea și răbdarea, necesită, ghișce, tot exercițiu. Pentru că astăzi ar putea să-ți acorzi 5 minute de răbdare și după aia să te enervești și să zici, Doamne, ce nas urât am, da? Ca în ghilimele, da? Și după aceea, peste 2 ore, să zici, wow, chiar și așa sunt frumoși, că semăn cu Barbara Streisand, da? Că am șarmul și... Despre ce vorbim aici? Deci, într-adevăr, blândețea îndreptată către noi înșine e foarte importantă și răbdare. Sfatul pe care îl dă ea în aceste 12 așa, sfaturi, aici spune așa, și e foarte frumos, recomandă să ne purtăm cu noi înșine așa cum ne-am purtat cu cineva de care ne-e foarte drag din exterior, cu cineva pe care îl iubim. Uh-huh. Aici este, eu un workshop o transpun în meditația pentru copilul interior, căruia trebuie să-i acorzi toată grija, atenția și iubirea ta și să te manifesti față de el cu blândețe, să-l îmbrățișezi cu blândețe, că altfel un copil, dacă îl iei și îl strângi în brațe, o ia la fugă, na? Nimeni nu-ți dă. Ideea este să te gândești la tine că atunci când aveai 4-5 ani, ce poți să faci cu un copil de 4-5 ani? Când îl vezi atât de candid, de frumos, de senin, de extraordinar, o minune în viața ta, nu poți decât să-l iubești și să-i acorzi toată îngrijirea, toată atenția, blândețea și răbdarea ta, completând cu celelalte. Fii îngăduitor cu mintea ta. O, da. Să te urăști, spune Louise, înseamnă să-ți urăști propriile gânduri. Nu te urâi pe tine însuți pentru că ai gânduri negative. Ne întoarcem la fața de... Schimbeți-le ușor... Și cu blândețe în gândurile. Din nou. Ne întoarcem din nou la ce spuneam, să devii propriul tău observator. Al gândurilor tale, al emoțiilor, al trupului tău, a tot ceea ce se petrece cu tine. În momentul când ești atent la gândurile tale, schimbi și stilul de gândire. Așa că e. Te întrebi de unde vine un gând, exact. Ce l-a declanșat, exact. Și poți să-l schimbi. Uh-huh. Dar pentru unii asta înseamnă ceva foarte greu. Adică cum să fiu atentă la gândurile mele tot timpul? Adevărul e că cea mai grea muncă de pe planeta Pământ este munca cu tine însuți. Dar și rezultatele cele mai faine de pe planeta Pământ sunt tot în munca cu tine însuți. Pentru că e bucuria aia în care, bucuria regăsirii de sine, bucuria în care descoperi minunea care ești, e wow. I-am cerut lui Dumnezeu într-o zi, apropo, ca o paranteză între noi fie vorba, eu am un prieten, îl cheamă God și cred că e prieten comun cu mulți dintre telespectatori, da? Ei, și eu vorbesc cu el ca și cu un prieten, auzi, băi, God, ăsta e dialogul între mine și el și zic la un moment dat, auzi, băi, God, eu o să intru într-o meditație, am să te rog să-mi spui, să-mi arăți imaginea a cine sunt eu cu adevărat. Că nu mă învață nici la școală, nu mă învăța nimeni la școală, la toate cursurile la care am fost, toate cărțile pe care le-am citit, nu mi-a arătat și mie nimeni poza mea, aia reală, nu trupșorul ăsta. No, și intru eu în meditație și la un moment dat, nu știu cât a durat, o milifracțiune de secundă, am văzut splendoarea care suntem. Cred că, nu știu, numai Iisus, Buddha și cei care au un nivel de conștiință peste 700 acceptă și integrează în ei imaginea a ceea ce am văzut. Eu n-am putut să duc. Mintea mea n-a putut să ducă. Și m-am speriat. Pot să crezi de chestia asta? Deci m-am speriat. Și am ieșit de acolo de ziceai că m-a ars cineva cu ceva din meditație. Brusc. Deci n-am putut să duc. Atât de minunați și de superbi suntem. Dacă ne-am acceptat toată splendoarea, am merge cu toții pe apă. Am levita. Am fi telepați. Ne-am teleporta. Am face lucruri extraordinare. Asta sună puțin SF. Sună SF, dar sunt oameni pe planeta Pământ care au așa zisele capacități paranormale activate. Cu toții ni le putem activa. Cu toții. Cu toții suntem genii. Nu mai știu cine a spus chestia asta, dar tot un mare înțelept al lumii. Ne naștem genii și murim la fel. Din păcate nu manifestăm toți ideea de geniu. Vorbeam la început de critică și...
Lui spune că critica distruge spiritul interior. Ar trebui să învățăm să ne lăudăm noi pe noi. Corect. Corect. Cum să o facem în așa fel încât folosind să... afirmațiile. În momentul în care îți vine gândul din copilărie, vocea învățătorului, care spune că... am avut eu o profesoară de matematică care spunea, sunteți toți niște dobitoci. Și din asta nu ne scotea 4 ani de zile. Nu. Îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar trebuie să spun, nu o să-i dau numele. Da? Sunteți toți niște dobitoci. Și vocea asta te urmărește până la vârsta adultă. Rămâi să crezi, ajungi să crezi că ești un dobitoc dacă ți se spune zilnic lucrul ăsta. Ei, să-ți dai în primul rând seama, conștientizezi că nu-i vocea ta, e vocea profesorului de atunci și să spui, wow, ce interesant gând mi-a venit. Eu sunt extraordinară, sunt un geniu, sunt super inteligentă și să-ți pui contra puterea afirmațiilor, că tot vorbim de Louise Hay. Ea prin asta este cunoscută, da? Folosește afirmațiile și cu cât afirmi, pentru că și asta ți s-a spus de multe ori de ai ajuns să crezi. Cum ar fi să-ți pui de și mai multe ori sau tot de atâtea ori opusul? Ajungi să crezi și nu numai să crezi, ajungi să manifesti în exterior, ajungi ca ceilalți să te perceapă ca fiind așa cum vrei tu, nu un dobitoc, cum ți s-a spus până la... Despre asta vorbim. Da. Unii oameni au reticențe atunci când au probleme să ceară ajutorul celorlalți. Uh-huh. Cred că este un moment sau este un gest de slăbiciune. Totuși, uh-huh, cred că avem nevoie de ceilalți, chiar pentru a ne accepta noi, pentru a accepta că avem o problemă, uh-huh, pe care trebuie să o rezolvăm și putem apela la cei din jurul nostru. Am spus mai devreme că avem toate întrebările și toate răspunsurile de care avem nevoie în noi înșine. Numai că nu ni s-a dat la naștere nu ni s-a dat un manual de utilizare a acestor, pe unde să cauți, la capitolul cutare, relații, ok, am întrebarea asta, răspunsul ăsta s-a rezolvat problema în relația mea, nu știu, cu ceilalți, relațiile interumane sau în relația de cuplu, da? Sau pe business. Luăm toate domeniile de viață. Însă, de multe ori mintea noastră ne joacă feste. Și atunci dacă apelezi, nu știu, la un terapeut, la un psiholog, la un coach, la un maestru, la un ce vrei tu, da? Un om care a trecut prin asta sau are o anumită experiență sau a citit foarte mult în domeniul respectiv și i s-au întâmplat lucruri, el poate să vadă imaginea de sus. Practic, e ca și cum ai avea, ai fi în afara minții tale, oamenii se pot detașa și pot ieși din mintea lor prin meditație și multe alte metode și tehnici, mai mult sau mai puțin spirituale, da? Unele sunt chiar științifice de-a dreptul. Însă, el vede din afară, ca și cum ai ieșit din mintea ta și poate să-ți spună. De multe ori noi ne blocăm în fața unei provocări a vieții, zicem, păi nu există decât albă sau neagră, două soluții. Niciodată în viața asta nu există numai două soluții, întotdeauna sunt cel puțin trei. În momentul în care ai găsit-o și pe a treia, pe care ți-o poate da un astfel de om, da? La care apelezi, pentru că, repet, el vede din afară, apare și a patra, apare și a cincea, apare și a șasea și te trezești dintr-o dată, wow, câte soluții am! Și eu nu vedeam decât două, albă sau neagră. Într-adevăr, e bine să apărăm și la astfel de persoane. Cine se descurcă și a lucrat cu sine, cei care lucrează cu ei înșiși și, repet, devin proprii lor observatori, ajung să știe unde să caute în ei, ce întrebare să adreseze, adică găsesc întrebarea din capitolul respectiv și automat vine și răspunsul. Am găsit aici și un sfat foarte interesant. Fă exerciții cu tine însuți în oglindă. Wow. Este un film, nu știu dacă pot să-l recomand, este un film care schimbă vieți care eu pun la workshop o secvență în care tipul, e vorba despre un înger care vine pe pământ în chip de om și îl ajută pe un borfaș care vrea să se sinucidă să se descopere pe sine și să se iubească pe sine. Și exercițiul este în felul următor, îl duce la oglindă în baia unui restaurant și spune, era să spun în franceză că filmul e francezesc, Regard de la glace, uită-te în oglindă. Și el se uită și îl întreabă ce vezi. Și spune așa, timid, bunătate, ok. Și ai spune, da, foarte multă bunătate, ce altceva vezi? Până la duce în stadiu de a spune, te iubesc, Andre. Andre îl chema pe borfașul respectiv. Și atât de greu, am făcut exercițiul ăsta cu oglinzi, înainte luam oglinzi și dădeam oamenilor să-și spună, erau oameni care nu erau în stare, nu acceptau ideea de a face exercițiu.
alții care reușeau și plângeau în hohote. Și este un exercițiu teribil de puternic. Sunt mulți terapeuți, mulți psihologi care îl recomandă pentru iubirea de sine. Stai în fața oglinzii, te uiți în ochii tăi și spui: te iubesc, Irina. Te iubesc, Irina. Îți pui numele. Da? E un exercițiu fantastic. Fantastic, care te schimbă, wow. Și este al naibii de greu de făcut. Deci nu oricine poate să-l facă. Din păcate. Dar ideea e să perseverezi, să încerci și azi, n-ai putut decât 50 de secunde. Și după aia ai zis, mi se pare o prostie, a intervenit mintea și zice, mi se pare o prostie. Nu-i nimic, acum ți se pare o prostie, dar încearcă și mâine, sau peste 2 ore, sau peste 30 de minute, când mai ai o pauză. Mai du-te odată la baie, uită-te în oglindă și până reușești. Mai este și varianta de a te privi gol, a te dezbrăca complet și a te privi așa cum ești, pentru că mulți dintre noi își urăsc trupul. Li se pare că sunt prea plinuți, prea nu știu cum, prea nu știu cum. Da? Și atunci e un exercițiu fantastic pentru a te iubi pe tine, într-adevăr. Genial. Am și un filmuleț, la finalul emisiunii o să vă invit să-l urmăriți. Este un filmuleț despre cum am putea să descoperim cum ne iubim sau cum suntem, scriindu-ne o scrisoare. Wow! Foarte puternic, într-adevăr, și ăsta. L-am făcut tot la cursul din octombrie 2014 la Liz. Am primit scrisoarea. Deci e fantastic să-ți scrii ție. Dragă Irina, simt asta pentru tine. Ești așa cum te văd eu. Tra-la-la-la-la-la-la-la și la sfârșit te iubesc. Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești, tot ceea ce faci și manifesti din această viață. Cel puțin asta mi-am scris eu la final. Și m-am semnat. Am pus scrisoarea în plic. Și după 30 de zile ne-am scris fiecare adresa pe plic de destinatar, organizatorii ne-au trimis scrisoarea după 30 de zile. Uitasem de ea. A fost extraordinar să o primesc în cutia poștală, să o deschid și să văd o scrisoare pe care mi-am adresat-o eu mie. Și să citesc și acum o am. Îmi pare rău că n-am adus-o la emisiune să o arăt. Fantastic! Deci să o iei și să o recitești din când în când. E și ăsta un exercițiu extraordinar. Reacțiile celor care au scris această scrisoare au fost uimitoare. Unii nu știau ce să scrie. Unii au început să plângă. Asta mi s-a întâmplat și mie. Ce declanșează în tine? E un moment de sinceritate cu tine. Exact. Și cred că de asta e și foarte greu să-l duci la final sau să-l faci, cum e și cu exercițiul cu oglinda. Pentru că noi nu suntem sinceri cu noi. Apoi, dacă nu suntem sinceri cu noi, exact. Nu știu de ce am avea noi pretenția că suntem sinceri cu ceilalți sau am avea pretenția să fie ei sinceri cu noi. Corect. Ce putem face este să alegem, repet, cuvântul magic, a alege, verbul zilei, să alegem să fim sinceri. Și în momentul în care ești sincer și deschis, oamenilor le este teamă să fie vulnerabili. A te deschide și a fi sincer cu tine, a fi sincer cu tine, înseamnă să-ți dai voie să fii vulnerabil. Pentru că noi considerăm că atunci când suntem vulnerabili în fața celorlalți, o să se profite de noi. Da, vom fi răniți. Exact, vom fi răniți. De ce? Bazat tot pe experiențele din trecut. Când am făcut asta la 14 ani, nu știu cine a profitat de noi și am suferit și nu știu ce, sau în copilărie și așa mai departe. E bine să ne dăm voie să fim vulnerabili. Atunci se întâmplă cu adevărat miracolele în viața noastră și atunci apar situațiile și oportunitățile, oamenii potriviți în viața noastră. Atunci când ai învățat să te iubești și, în primul rând, te-ai iertat, că te simți foarte bine în pielea ta. Așa-i? Așa-i. Oamenii sunt, în general, mult mai autentici. Așa-i. Și se bucură de fiecare moment pe care îl trăiesc și exact. Nu dau niciodată, adică nu dau un pas în spate atunci când e vorba să se simtă bine. Louis Hay spune la un moment dat că e bine să ne și distrăm. Adică să-ți aduci aminte de toate lucrurile care ne-au adus bucurie și să cumva să le integrăm în viața noastră, spune ea. Zic, găsește o modalitate de a te bucura de tot ceea ce faci. Foarte fain. Știi ce se întâmplă în momentul în care te accepti complet și te iubești? Toate momentele, sau hai să spun așa, ca să nu exagerez, că s-ar putea să mi se spună că exagerez, majoritatea momentelor din zi devin momente de wow. Wow. Pentru că ți se dă mai mult decât te-ai aștepta vreodată. Ți se dă mai mult decât ai cerut vreodată. Și atunci, într-adevăr, intervine bucuria, împlinirea și te simți fericit. Ce
Ce mai putea spune despre iubirea de sine, în așa fel încât să rămână foarte bine punctat în memoria celor care ne urmăresc acum acest lucru? Primul pas, zic eu, că este să te cunoști pe tine însuți. Și asta nu o poți face decât prin observare. Al doilea pas este să te accepți complet așa cum ești, cu partea de umbră și cu partea de lumină. Să ierți partea de umbră, pentru că mulți dintre noi rămânem acolo ancorați și blocăm energia, nu putem ierta. Mi se spune și în evenimente, eu nu pot să iert pe mama, eu nu pot să iert pe nu știu cine. Dar te-ai gândit să alegi să ierți? Înțeleg, nu poți, dar vrei? Că tu spui că nu poți, nu există nu pot. Există vreau sau nu vreau? Nu există nu pot. Alegi să ierți sau nu alegi să ierți? Dacă vrei să rămâi în starea de victimă, rămâi în starea de victimă. Dacă nu, merge mai departe, alege să faci procesul de iertare și fă-l. E atât de simplu. Mintea noastră nu acceptă lucrurile simple și eu nu știu cum să spun oamenilor lucrurile într-un mod complicat. Ca mintea lor să perceapă și să integreze și să accepte ce-i de făcut. Nu. Și după ce a intervenit procesul de iertare, procesul de iubire vine în mod automat. Pentru că iertarea trage după sine și de la sine iubirea de sine. Apropo de ce spuneai tu, de nu pot să iert, care e diferența între am iertat, dar n-am uitat? Și invers. Cred că rămânem, același lucru? Rămânem la capitolul de concepte. Ne jucăm cu conceptele și cuvintele. Deci, e tot o alegere. Dacă ai iertat, ai și uitat. Adică, bun, poate că amintirea unui eveniment neplăcut rămâne. Corect. Dar o privești altfel în momentul când ai iertat. Nu mai ai încărcătura emoțională. Da, da. Uh-huh. Uh-huh. Energia își vede de drum și toată lumea e bine. În momentul în care tu deblochezi o energie în tine, că, repet, procesul de iertare se face de sine, iertare de sine, nu te iert pe tine, codruța care mi-ai greșit, că tu ai venit o oglindă în fața mea să-mi spui ce nu accept la mine, da? În momentul în care accept, mă iert pe mine și accept că am manifestat în exterior, prin tine, acea parte de umbra mea, în momentul ăla te eliberez pe tine și mă eliberez pe mine. Pentru că tot ce facem în viața asta, facem pentru noi. Și un act caritabil dacă îl faci. De ce îl faci? În primul rând pentru că îți dă starea aia de împlinire. Da? Te împlinește. Îl faci pentru tine. Că beneficiază și omul ăla de ce ai făcut. E partea a doua. Că așa e în viață. Câștigăm toți. Când faci pentru tine un lucru bun, câștigă și ceilalți. Când îți dăruiești ție, dăruiești și celorlalți. Când te iubești pe tine, îi iubești automat și pe ceilalți. Da, asta o să țin minte și eu. De obicei la workshop-ul tău cu aceeași denumire, vin oameni curioși să vadă ce spui despre iartă-te și iubește-te sau pentru că au nevoie de acest lucru? Ce ai remarcat tu? De fiecare dată îi întreb, nu încep workshop-ul fără să îi întreb de ce sunteți aici, după care le spun și eu de ce sunt acolo. Și răspunsurile sunt multiple. Mi s-a spus că pentru mine, mi s-a spus că au de iertat, unii dintre ei aveau de iertat, alții pentru iubire de sine, alții veneau pentru încredere în sine și diferite motive, dar majoritatea dintre ei, unii din curiozitate, și am zis cel mai bun motiv, le și spun în reminderul pe care îl trimit, spun, vă rog să aveți la voi curiozitatea, să aveți la voi curiozitatea unui copil. Pentru că eu de fiecare dată când merg la un curs, știu în primul rând sigur că o să plec cu cel puțin o idee pe care o aplic în viața mea și va da rezultate în domeniul respectiv și sunt curioasă. Sunt curioasă să aflu ceva nou. Ce lucruri interesante aflu astăzi sau învăț astăzi de la persoana care ține evenimentul respectiv? Ca și când citesc o carte, e același lucru. Ce lucruri interesante spune autorul? Hai să vedem despre X subiect. Ce ai remarcat? Ce e mai ușor de acceptat pentru participanții la workshop? Să se ierte pe ei sau să se iubească? Sau mai greu? Cred că îți dai seama, dacă te uiți la fețele lor, te uiți la privirile lor și la limbajul non-verbal. Iertare. Iertarea? E mai greu cu iertarea. Acceptarea părții alea de umbră. Pentru că nu toți o integrează ca fiind a lor. Nu. Ea a manifestat răutate față de mine, ea este rea. Eu nu sunt rea. Nu serios.
Când am ieșit de la curs, era în ultima parte asta cu iertarea la Liz, în ultima parte a cursului, în ultima zi, și strigam de nebună pe stradă când ne-am dus în pauza de masă: Doamne, cât mă iubesc că sunt rea! Doamne, cât mă iubesc că sunt invidioasă! Deci tot ce manifestam eu ca parte de umbră, urlam, și nu urlam că să mă dau mare sau... Efectiv simțeam lucrul ăsta, deci a fost o eliberare pentru mine fantastică. La final ne-a întrebat Liz cu ce am plecat sau ce impact a avut cursul. Și am zis: Liz, îți mulțumesc, m-ai redat completă și rotundă. M-ai redat pe mine mie, prin ceea ce am trăit acolo. Da, cred că foarte multe dintre conceptele care duc sau care formează dezvoltarea personală n-ar trebui discutate până nu se rezolvă partea asta de iubire n-ar de sine și de iertare. N-ar trebui să intrăm într-o relație până nu rezolvăm partea asta. Părerea mea. Mă refer aici la relațiile de cuplu, nu la relațiile interumane. Bun, dar cred că așa cum învățăm să iertăm, învățăm să ne și iubim, se pot face și pe parcurs. Se poate face și pe parcurs. Sigur, aici depinde și de partener. Da, și să dai seama că ai nevoie să te ierți și să te iubești, ca să dai mai departe aceeași iertare și dragoste. Așa e. Când ai reușit să te iubești cu desăvârșire și să te ierți? În 2014 a fost la acest curs de care îți povesteam și care pentru mine a fost wow, mi-a schimbat viața. Datorită lui sunt astăzi aici și în forma în care sunt. Da. Pentru că, deși citim foarte mult, deși ne instruim foarte mult, cred, am ajuns la concluzia că lucrurile vin sau informația vine către tine atunci când ești pregătit să o integrezi și să o înțelegi, să o aplici. Eu înțelesesem Ho'oponopono, deși practicam din 2009 Ho'oponopono, abia în 2014 am înțeles ideea că nu există cât eu și gândurile mele. Și că, practic, li s-a explicat pentru mintea mea și nu numai a mea și a celorlalți, triunghiul acesta al oglindirii. Așa cum sunt eu cu ceilalți, sunt ceilalți cu mine, la fel sunt eu cu mine, toate în egală măsură. E fix același lucru. Pe cine am de iertat? Pe mine. Atâta timp cât nu există decât eu și gândurile mele și tot ce e în jurul meu e doar proiecția a ceea ce este în interior. Unde trebuie să lucrez? Asupra mea. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să, la final, să vorbim puțin despre afirmațiile pozitive. Uh-huh. Am avut discuția înainte de emisiune și mi se pare foarte interesant și util să afle și ceilalți ce am discutat noi. E cât de puternice sunt? Unii vor spune că e o prostie. Să tot îți spui niște lucruri, e o prostie, nu ține. Testat pe mine mi-a demonstrat că nu e o prostie. Ce am văzut testat pe alții, iarăși mi-a demonstrat că nu e o prostie. De ce? Pentru că mintea noastră, autosugestia, e ca atunci efectul placebo. Hai să ieșim din sfera oarecum spirituală și de dezvoltare personală și intrăm în medicina clasică, da? S-a demonstrat științific că dacă tu crezi că un grăunte de zahăr sau un ser fiziologic te vindecă de nu știu ce boală incurabilă, te vindecă. De ce? Pentru că tu crezi lucrul acela. Puterea afirmațiilor înseamnă același lucru. Repet un lucru până ajung să-l cred. În momentul în care a devenit credință pentru mine, s-o imprimat în fiecare celulă a corpului, pentru că mintea, apropo, e peste tot, nu-i numai în creier, da? Fiecare celulă are minte, părțică de minte. Bun, informația ei, că practic e vorba de energie aici și de informație, în momentul acela el începe să se manifeste. Deci repeți un lucru, exact ce am spus pe la începutul emisiunii. Dacă ți se spune 7 ani la rând, zi de zi, că ești un dobitoc, de fiecare dată când ai ora de matematică sau știu ce altă oră, ajungi să crezi lucrul ăsta. Și poți să mai zici încă 7 ani că ești un geniu. Ghiși ce? Ajungi să crezi și să manifesti lucrul ăla. De asta, la mine chiar a funcționat. Eu, de exemplu, am folosit puterea afirmațiilor pe mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Și am ajuns la un nivel de iubire fantastic. Și atunci când îți este un om foarte drag sau un copil și îl vezi așa dulcic și bucălat și cu ochii mari, albaștri și crețulic tot, îți vine să-l mănânci așa, să-l iei, să-l bagi în tine de drag și ție. Ei, la stadiul ăsta am ajuns eu față de mine și nu se numește narcisism. Da? De ce? Pentru că am atâta iubire de dăruit și oamenii simt lucrul ăsta. Cu cât mă iubesc eu mai mult pe mine, cu atât sunt ei mai iubiți și valul de iubire curge către și invers se face schimbul. Deci mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Da, asta a fost una din declarațiile pe care eu am folosit-o. Și am mai folosit încă una în limba engleză, e un pic mai, sunt vreo 3 fraze, despre not good enough, pentru că aveam implantat și programul ăsta că nu sunt suficient de bună
Și după asta pui tu ce vrei, bună mamă, bună angajată, bună iubită, bună ce vrei tu, după, oricum aveam destule după, din păcate sau din, mă rog, așa a fost să fie atunci. Și foloseam și afirmațiile respective pentru a scăpa de I'm not good enough, nu sunt suficient de bună. Foarte interesant. Imediat o să rog colegii din regie să dea filmulețul, o să vă placă cu siguranță. Eu vreau să rămânem și să finalizăm cu partea cu oglinda. Așa. Partea cu afirmațiile pozitive. Aș vrea să se gândească telespectatorii noștri la aceste lucruri, că chiar sunt importante și dacă vreți, puteți să vă scrieți și o scrisoare. Adică cele trei exerciții, da. Geniale. Și funcționează 100% pe toți cei care le-au făcut. Nu trebuie să crezi. Aplică și vezi. Funcționează și la tine? Bine. Nu funcționează? Iarăși bine. Dar eu zic că funcționează la toată lumea. Data viitoare, când Elina va fi în Arad cu acest workshop, chiar ar fi bine să mergeți, să aflați mai multe acolo. Mult drag. Aștept pe oricine-i deschis. Important este să fie deschis și sincer cu el însuși. Da. Mi-a plăcut un citat pe care l-am găsit pe internet și aș vrea să închei cu acest citat și care sună așa. Fă în așa fel încât să te îndrăgostești de tine însuți. Ești cel mai important om din viața ta. Foarte frumos. Așa și este. Irina, îți mulțumesc că ai fost aici, om frumos. Eu mulțumesc. Așa scrie și la tine pe tricou și așa și ești. Eu mulțumesc. Cu toții suntem. Trebuie doar să ne dăm voie și să acceptăm că suntem oameni frumoși. Oameni dragi și frumoși, vă doresc o seară plăcută. Rămâneți încă lângă televiziunea Arad, la Câte lună și stele, să urmăriți un filmuleț care cred că vă va plăcea. Aștept părerile voastre pe Facebook, pe pagina de Facebook a emisiunii, să spuneți dacă v-a plăcut și dacă ați învățat ceva din această emisiune. Eu zic că aveți multe de învățat, doar că o puteți relua. Dacă n-ați fost suficient de atenți acum, o puteți revedea tot acolo, pe YouTube, în curând o să apară și acolo, și să mai urmăriți o dată, de două ori, de trei ori, de cât e nevoie, ca să vă convingeți că cel mai important lucru e să ne iubim pe noi înșine, să ne iertăm pe noi înșine. Vă mulțumesc mult pentru prezența lângă televiziunea Arad în această seară. Vă doresc vizionare plăcută în continuare și ne revedem săptămâna viitoare. A love letter to myself. Here we go. Dear CB. Dear John. Dear Mr. White. Dear self. Why did I agree to this? Do you love yourself? Yes or no? Yes, we'll keep working on it. Dev, I love lots of things about you. In fact, every day together is one giant adventure of how much love, meaning, connecting, and gratitude you can fit into it. I've known you for 25 years now. Through the long journey we have had together, there have been many ups and downs. But you also always seem to stay calm and collected. That's what I like about you. You're always so easygoing. I really have never been very good to you, ever really. And I probably owe you an apology. I must say, you've been through a lot. I'm very proud of you for how far you've come. Listen, you're pretty great. I know you say that to yourself a lot, but you never really genuinely believe it. Start believing it. I like, nope, sorry, love my ability to listen. I think it's a very special trait I have to be able to really understand people and just listen when that's what they need. I don't know why I find it so difficult to find a soft, warm place for you in my heart. I'm always getting in your way and never thinking that you're good enough. I know you're still going through some obstacles in life. I know you will get through it. You are so awesome. Give it time and just love yourself. You can't just wait for somebody else with, you have to start with you. Nicole. I think we should make a date to at least once a week have a cup of tea together. I want to love you and embrace you and treat you just as I would like to be treated, with loving acceptance. Let's start with tea. Thanks for being open with yourself, and I love you.
Passion and Grace, Devin. Love, Nicole. Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.